Caut România veritabilă. În oameni, în locuri, în fapte. Și mai caut călăuza potrivită care să mi-o dezvăluie. Autentică și valoroasă. Am ajuns pe tărâmul marelui George Coșbuc, poetul național care a ilustrat cel mai bine sufletul țăranului român, în satul Hordou, sau Coșbuc. Am șansa unică să aflu ce are atât de special acest loc ce inspiră la genialitate de la Leon Zăgrean, președintele Societății Române de Neuroștiințe, adică științele creierului, cel mai fierbinte domeniu de cercetare al lumii moderne. Profesorul neurocercetător s-a născut și a crescut în satul Coșbuc, la 2 km în sus pe deal, într-o familie numeroasă. Ia uite aici locuitori ai comunei. Bună ziua! Dați-mi voie să vi prezint. Vă salut! George Coșbuc. Să rămână George Coșbuc. Serios! George Coșbuc. George Coșbuc. Și tu ești George Coșbuc, e o glumă, da. Domn profesor. Nu este glumă, sunt toți urmași de lui George Coșbuc. Nu s-au născut mulți care să locuiască și să crească într-o casă memorială. Esența noastră, hordoanilor, este nunta zanfirei. Ea ne reprezintă. La 100 de ani de la nașterea primului și celui mai mare poet ardelean, coșbucenii au recompus nunta tradițională care l-a inspirat pe Coșbuc în poezia Nunta Zanfirei și au organizat cea mai mare nuntă fără dar din lume, cu peste 20.000 de nuntași, din Hordou, din toată România și din alte 10 țări. Vreau să știți că mireasa e o femeie simplă, o fată simplă de 16 ani. A fost aleasă la întâmplare după frumusețe. Și a plouat în ziua întâlnirii cu mireasa actriță din Nunta Zanfirei. Zanfira i-a rămas numele, deși o cheamă Anacifor. Cea mai frumoasă fată din Hordou n-a vrut să-și schimbe destinul. A rămas în satul ei, pe deal, puțin mai sus de casa în care a crescut cercetătorul Leon Zăgrean. Niciun jurnalist n-a mai ajuns la ea acasă până acum. Tot asta am zis, că eu vreau să-mi iau un bărbat frumos. Să n-aibă numai cămeașa de pe el, dar bătă când mă duc undeva, eu mă duc cu bărbatul meu cu capul sus, aia este amnii bărbatul. Frumos, domnule, îți mulțam, mi-a dat Dumnezeu și un copilaș, să ne ție Dumnezeu pe testii și îs fericite până la Dumnezeu. Zanfira este fericită în lumea ei. Se află exact acolo și cu cine a vrut să fie. Din același loc și neurocercetătorul Leon Zăgrean a ajuns unde și-a dorit. A fost drum greu din vârf de deal, dar când locul îți dă energie, drumul nu se mai simte. Vă mulțumesc, îmi permite să-mi iau conștiința și să plec. Satul Coșbuc l-a dat pe cel mai mare poet ardelean. Apoi a crescut un om de știință. Deține o moară celebră și singurul pod acoperit din Europa ce stă în picioare de 300 de ani. Și nunta Zanfirei în fiecare vară. Cum de nu și-o fi deschis până acum porțile pentru turismul cultural?